Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru joi 25 februarie. Bun, hai să vedem ce energie o să iasă pentru această zi. O zi foarte interesantă în care Venus părăsește zodia Vărsătorului pentru a intra în Pești. Venus este mai fericită în Pești, îi place mai mult acolo, în casa lui Neptun, în casa lui Jupiter, de unde face aspect de sextil cu zodia Taurului, cu unul dintre domiciliile sale. În orice caz, e mult mai fericită decât în Vărsător, în casa lui Uranus și a lui Saturn, în care Venus tinde să fie mai extravagantă, mai ieșită din comun. Aici, în zodia Peștilor, Venus e mai visătoare, e mai aproape de propriile sale sensibilități. De asemenea, astăzi mai avem 3 evenimente astrale foarte plăcute. Jupiter face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmei. Soarele face sextil cu Uranus și Marte face aspect de trigon cu Pluto. Să fie niște energii interesante și hai să vedem acum cum se manifestă la nivel individual pe partea de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Wow! 2 arcane majore aici pe dragoste și bani, carieră, situație financiară. Hai să le luăm pe rând. Pe partea de dragoste avem arcana majoră Sofia, forța, puterea, cartea care în tarot reprezintă zodia Leului. În acest set de tarot, această carte este reprezentată de Sofia, zeița înțelepciunii, care a reușit să unească intelectul și emoționalul pentru a avea o înțelegere mai deplină asupra realității universului din jurul nostru. Pentru cei care sunteți singuri, e foarte posibil ca astăzi să cunoașteți o persoană cu care aveți o legătură foarte puternică, o legătură de tip suflet-pereche. Și acest șarpe pe care îl vedem aici înconjurat în jurul zeiței înțelepciunii reprezintă conceptul oriental de Kundalini, de cunoaștere transcendentală, de ridicare a energiei vibraționale. În momentul în care o să cunoașteți această persoană, pur și simplu o să știți. O să știți că e exact ce trebuie, exact ce ați căutat, exact ce ați așteptat până acum. Și o să fie genul de cunoaștere care vine din interior, nu doar din mental, și din emoțional. O îmbinare a celor 2 tipuri de cunoaștere, de înțelepciune. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, această carte vă aduce aminte că în ciclul vieții umane există niște puncte critice, niște momente de cotitură în care relațiile sunt testate și dacă cei 2 parteneri reușesc să lucreze împreună, o să iasă pe partea cealaltă mai uniți, mai puternici și mai înțelepți. Unul dintre aceste momente este în jurul vârstei de 29-30 de ani, când Saturn se întoarce pentru prima oară în poziția în care era în momentul în care v-ați născut. Ăsta e primul moment de maturizare. Bineînțeles, există și alte momente înainte de vârsta de 28-30 de ani, dar de obicei acesta este un moment foarte important în care toate lecțiile lui Saturn din ultimii 30 de ani sunt integrate și e momentul să primiți fie răsplata, fie să fiți taxați de Saturn, depinde de karma fiecăruia. Doar pentru că Saturn este marele malefic, să știți că nu aduce tot timpul lucruri negative. Dimpotrivă, eu am văzut întoarcerea lui Saturn aducând lucruri foarte frumoase în viața oamenilor care până la acea vârstă au reușit să învețe lecțiile lui Saturn. Al doilea moment foarte important este în jurul vârstei de 42 de ani, 40-44 de ani, undeva acolo, când are loc opoziția lui Uranus. Momentul în care Uranus este fix la 180 de grade distanță față de locul în care era în momentul în care v-ați născut voi. Ăsta e de obicei un moment de criză existențială, pentru că Uranus este planeta neașteptatului, a lucrurilor ieșite din comun. Și acest moment de opoziție a lui Uranus este de obicei și momentul în care începe să se activeze acest concept de Kundalini, pentru că deja am ajuns la o anumită maturitate și dacă omul a respectat pașii normali ai vieții, deja începe să fie pregătit să treacă de la nivelul de învățăcel la nivelul de inițiat. Din păcate, pentru o mare parte dintre oameni nu vin pregătiți la acest moment. Și atunci tot acest proces de Kundalini Rising, da, de ridicare energetică, vibrațională a omului, vine cu o criză existențială care se extinde până în jurul vârstei de 49-50 de ani, când o altă planetă foarte importantă, și anume Chiron, centaurul mitologic, începe să vă activeze harta natală. Acesta este pentru majoritatea oamenilor și punctul ăla de midlife crisis, de criză existențială pe la mijlocul vieții, când din păcate foarte multe relații sunt testate și multe dintre ele nu reușesc să treacă peste această etapă. Dar, și aici e un mare dar, dacă cei doi parteneri reușesc să lucreze împreună, să se ajute unul pe altul în acest proces de creștere vibrațională, relația lor se va adânci, va deveni mai solidă, mai stabilă și mai frumoasă, cu mai multă împlinire decât în anii tinereții. Dacă sunteți interesați de mai multe detalii de acest concept de Kundalini, lăsați-mi în comentarii și o să vă pregătesc un material pe această temă. Hai să trecem mai departe, pe partea de sănătate. Avem aici 8-ul de săbii. Această carte vine cu un mare semnal de alarmă. Aveți foarte, foarte mare grijă astăzi să nu vă încurcați pastilele, să nu încurcați orele la care trebuie să le luați. Aveți grijă că înțelegeți pe de-a întregul cum trebuie să urmați un tratament, cum trebuie să urmați o terapie, ce aveți voie, ce nu aveți voie să faceți, ce alimente sunt contraindicate cu medicamentele pe care luați, ce activități nu aveți voie să faceți în timp ce luați aceste medicamente, acest tratament. Pentru că aici cu 8-ul de săbii există un foarte mare risc de a interpreta greșit anumite informații, de încurcături, de lucruri care nu sunt expuse foarte clar și nu sunt înțelese foarte bine. Aveți grijă, fiți precauți, pentru că aceste mici greșeli, chiar dacă nu le văd ca fiind fatale, dar nu sunt foarte grave, tot pot să vă provoace neplăceri. La nivelul științei medicale în general, aici 8-ul de săbii văd că vine cu o contestare a normelor și a dogmelor, a lucrurilor care sunt general acceptate ca și fiind adevărate astăzi. E posibil să aibă loc niște descoperiri medicale care s-ar putea să nu fie încă dezvăluite publicului, dar undeva în spate, în rândul experților, a cercetătorilor, a medicilor, ies la iveală niște informații, niște lucruri care înainte nu erau cunoscute. Și datorită unor evenimente care au loc astăzi în sistemul medical, în viitor o să înregistrăm niște salturi în înțelegerea noastră asupra organismului uman, a felului în care acesta răspunde la diversi agenți patogeni, a metodelor cele mai bune pentru a trata anumite boli, dar și pentru a preveni anumite boli. Aici, cu 8-ul de săbii, cercetătorii mai ales sunt acolo la limita unor mari descoperiri, dar ca să poată să facă aceste descoperiri este foarte important să se elibereze de dogmele și tradițiile trecutului. Gândiți-vă că doar în urmă cu 300 de ani, una dintre cele mai acceptate și răspândite tehnici de a trata febra era să lași omul să sângereze. Ori astăzi ne dăm seama că este un lucru absolut inutil, ba din contră, este contraindicat, pentru că atunci când omul este febril are nevoie de toate resursele organismului pentru a lupta cu febra. Nici de cum nu trebuie să îl faci mai slăbit lăsându-l să sângereze. Da? Exact la fel și astăzi trebuie să ne eliberăm puțin de dogmele, de lucrurile pe care acum le considerăm general valabile și acceptate și adevărate, pentru a putea face următorul pas, următorul progres. Bineînțeles, toate astea se referă la specialiștii care cercetează, care studiază domeniul medical, nu la oamenii de rând. Pentru oamenii de rând, doar fiți vigilenți să nu încurcați medicația sau să nu vă fie încurcată medicamentele, să nu vă fie încurcate medicamentele atunci când vă sunt administrate niște tratamente. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem o carte foarte interesantă, o arcană majoră, care în acest set de tarot este denumită Călăuza Viselor și în setul tradițional de tarot ar fi Împărăteasa. Aveți grijă astăzi pentru că nu tot ceea ce strălucește e neapărat și aur. Fiți foarte atenți la informațiile care vin către voi și atunci când cineva vă promite mari câștiguri cu foarte puțin efort, fiți foarte sceptici cu privință la aceste oferte pentru că e foarte, foarte posibil să fie niște șarlatani, niște oameni care vor să profite de pe urma voastră. Simbolismul din spatele acestei cărți este că atunci când vrem să ne îndeplinim visele, trebuie să sacrificăm anumite lucruri. Și când vorbim în contextul jobului, al banilor, al afacerilor noastre, sacrificiul este de obicei unul de timp. Dacă vrem să obținem succes în afaceri, va trebui să sacrificăm din timpul nostru, din atenția noastră, din eforturile noastre mentale. Dacă vrem să obținem un salar, iarăși trebuie să sacrificăm în fiecare zi 8-10 ore pe zi, în funcție de cum e contractul nostru de muncă, pentru a obține acești bani. Dacă vrem să obținem în viitor niște profituri în urma unor investiții, trebuie să sacrificăm acum niște cheltuieli, niște lucruri care ne-ar da confort și bucurie pentru a pune banii aia deoparte ca să-i putem investi. Nimic nu vine gratis, nimic nu vine pe tavă în viața asta și orice dorim să creăm, orice dorim să obținem, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că aceste lucruri necesită sacrificiu, timp și dedicare din partea noastră. Dar în același timp este foarte important să ne gândim foarte atent ce suntem dispuși să sacrificăm pentru această bunăstare materială și ce nu suntem dispuși să sacrificăm. Uneori poate e mai bine să nu acceptăm oferta de promovare dacă acest job vine cu niște responsabilități în plus care ne-ar face mai stresați sau care nu ne-ar mai acorda suficient timp alături de familie și cei dragi. Depinde de prioritățile fiecăruia. Nu suntem aici să judecăm pe nimeni. Fiecare are propria sa traiectorie în viață, dar toată lumea, indiferent de care sunt prioritățile voastre, care sunt țelurile și aspirațiile voastre, gândiți-vă foarte atent ce sunteți dispuși să sacrificați pentru a le obține. Pentru că nimic nu vine pe gratis în viața asta. Orice lucru are un cost. Și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune, un mesaj pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Și acum hai să vedem mesajul pentru această zi, pentru toată lumea. Merit doar binele în viața mea. Mă eliberez de fricile și limitările altor oameni. Am propriile mele gânduri iubitoare. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!